Sursele de energie ale Ucrainei au fost reduse cu o treime după atacurile Rusiei. Peste 4 milioane de oameni au suferit întreruperi de curent. Jurnaliștii de la BBC au mers la Kremenciuk, una dintre zonele cele mai afectate, și au vorbit cu localnicii. În același timp, o firmă din Marea Britanie se pregătește să le dea ucrainenilor cadouri de Crăciun și ajutoare vitale în contextul apropierii unei ierni geroase. În acest întuneric din orașul Kremenciuk, torța are efectul unui spărgător de gheață. O familie are curent doar câteva ore din 24. Unele întreruperi sunt planificate, iar altele nu. Fetița din imagine are 12 ani, dar știe deja cauza. They think Ukraine is weaker and will die soon because of power outages and people will flee from here, making it easier for Russia to take over Ukraine. Everyone understands it's not working. They can only make people angrier. Rușii au distrus o treime din infrastructura energetică a țării. Ei nu influențează pe câmpul de luptă, dar forțează locuri precum această creșă să se adapteze. Un nou generator din Polonia a devenit aici cea mai nouă jucărie. Unii dintre acești copii au dificultăți de învățare, iar penele de curent coincid des cu sirenele de raid aerian, scrie BBC. They will be killing us just because we are Ukrainians. We will buy gas cylinders, wood-burning stoves, generators. We will be standing until the end. Rusia vrea să doboare moralul ucrainenilor înaintea unei ierni lungi, însă reporterul BBC spune că toți oamenii pe care i-a întâlnit afirmă la unison că în joc este țara lor și că vor rezista. La lumina lumânărilor și la cea a telefoanelor este mereu loc de salsa. Aceste femei spun că dansează pentru că asta le salvează. În timp ce în Ucraina se așteaptă o iarnă grea, o firmă de transport din Marea Britanie speră să livreze cadouri de Crăciun și ajutoare vitale ucrainenilor. Scott Stones duce provizii. Iată un moment pe drum de noapte în Ucraina când Scott Stones realizează că nu poate merge înainte întrucât podul din fața sa este distrus. De când a început invazia rusă, el a întreprins 5 călătorii în Ucraina, aducând ajutoare oamenilor. Niciodată nu știe ce va găsi pe drum. A 10-year-old stood in front of me, totally emotionless, and told a story about his headmaster standing in a doorway trying to stop the Russian troops coming through. And they grabbed him, took him through to the assembly room where the children were hiding, tortured him for over 20 minutes before shooting him in the back of the head. And that kid said it completely emotionless. And when it was translated back to me, you're just like, wow, you know, how that kid's going to live a normal life again, or any of the children that was in that room, is something else. And that's why. When people come up to me and say, why did you do what you do? And if they were to go there and see what I've seen and the people I see, it makes you can't help but be humanitarian towards them, you know, it's compassion. Britanicii vin cu diverse donații care fac ca acest camion să fie plin înainte de plecare. Just some bits of food, tin foods, different things, because I feel so sad for all the poor people, you know. And I'm a great believer in helping if we can. And I just think we could be in that situation one day. Va fi ultima călătorie în acest an, așa că Scott va aduce și cutii pline cu daruri de Crăciun pentru copii. I've spent the weekend making boxes, wrapping. Busy weekend. În ultimele săptămâni, Rusia lovește masiv instalațiile energetice din Ucraina, inclusiv în capitala Kiev. Putin a confirmat anterior atacurile și a declarat că asta încă nu e tot ce poate face armata sa. Țările G7 s-au angajat să furnizeze Ucrainei un pachet de ajutor pentru iarnă, care va include generatoare, încălzitoare, corturi, paturi și pături. Putin e dispus să pună Ucraina în întuneric în timpul iernii. Este o crimă de război, a declarat în context șeful diplomației europene Josep Borrell.